Descoperă Ortodoxia cu Părintele Iulian Rață Bun găsit! Sunt Jana Olinic și vă prezint o nouă ediție a emisiunii Descoperă Ortodoxia. O, o emisiune cu tematică religioasă unde săptămânal Părintele Iulian Rață, protopop de orhei, răspunde la întrebările creștinilor. Conform hotărârii Guvernului numărul 596 din data de 2 iulie din 2010, disciplina religie a fost inclusă în orarul instituțiilor de învățământ primar și gimnazial cu statut de disciplină opțională și se predă la cererea părinților sau a tutorilor legale a elevilor. Educația religioasă realizată în școală având drept scop promovarea în mod explicit a dezvoltării spirituale, morale și culturale a copilului. Subiect pe care vrem să-l discutăm astăzi, ora de religie și necesitatea acesteia în școlile din Republica Moldova. Bine ați venit, Părinte! Bine v-am regăsit! Haideți să, să ne amintim puțin ce a fost până la. Această decizie a Guvernului de a deveni ora religiei o disciplină opțională. Aceasta era obligatorie sau la fel opțională, ocazională în unele școli? Ocazională era în unele școli. Decizia Guvernului din 2010 a fost una mult așteptată de către noi, mult dorită de către noi până la acel moment, chiar. Personal, din 2006 până în 2010, am predat ora de religie absolut binevol, fără ca să fiu salarizat, dar distric din dorul de a fi și din dorința de a fi alături de copii. Atunci când am obținut deja legalitate în predarea orei de religie, a fost și mai ușor și mai bine. Și eu, de exemplu, personal salut extraordinar de mult faptul că această oră este cu adevărat opțională și se predă la alegerea părinților sau a tutorului legal până în clasa 5 -a. începând în clasa 5 -a, a 9 -a sau chiar la 5 a, a 12 -a, ora se predă deja la cererea elevilor, adică dacă solicită elevii acest opțional și desigur dacă este numărul de elevi pentru ca să poată fi deschisă ora opțională de religie. Până în 2010 au făcut-o toți așa cum au putut sau cum au găsit de cuviință sau bazându-ne în mare parte pe programul curicula preluată de la e, români. Începând cu anul 2010, noi deja avem manualele noastre, avem Curicula noastră, avem ghidurile noastre, avem proiectări de lungă durată pentru ca să putem preda ora de religie, avem tot ceea ce este necesar pentru ca o oră să fie cât mai atractivă și cât mai interesantă elevului. Până atunci, până în 2010, dacă se crea o clasă de, de ora de religie, dacă se efectua această lecție, uh, automat erau înscriși toți copiii din clasă. Uh, da, care cumva în felul dat. Dar iarăși, din nou, uh, noi niciodată nu ne-am impus cu forța. Absolut niciodată, nici până în 2010 și nici după 2010. Adică, la ora de religie, cu adevărat, au venit și vin doar acei elevi care sunt interesați, care doresc acest lucru. E, și, desigur, cum spuneam, copiii de la clasa 1-a 4, -a, decizia dată o iau părinții pentru ei sau totorul legal o ia pentru ei. Dar care cumva așa se premea, pentru că și acum e, e cumva același lucru. Dacă cererea vine, solicitarea vine de la o clasă unde sunt mai mult de 50 ceva de procente din copii și vor opționalul religie. evident că acest opțional se predă deja pentru toți, pentru că școala nu se poate despărți, de exemplu, dacă sunt 20 de elevi într-o clasă, nu pot 15 elevi să facă ora de religie, iar 5 să li se ofere o altă alternativă. E destul de complicat pentru școală. Dacă clasa are 30 de elevi, da, atunci poate fi despărțită. 15 elevi, o grupă, fac ora de religie, alți 15 aleg o altă disciplină opțională. Deci și așa este posibil. În momentul în care școala nu are numărul de elevi, atunci, da, mare majoritatea elevilor fac ora de religie. Păi, și totuși, după regulament, dacă să luăm în zona rurală, în localitățile rurale, sunt necesare minim 12 exact, elevi. Exact. Deci, dacă și sunt. În 12, urbane 15, da, adică nu e necesar să fie chiar, cum spuneți, 30. Eu vorbeam 30 la nivel urban, dacă ar fi ne, această necesitate și această dorință ca să se împartă, să se despartă clasa în două, pentru că sunt solicitări și pentru opționalul religie și pentru opționalul. X, ca exemplu, acum, da? Și atunci, în astfel de situații, poate fi împărțită doar dacă sunt 15-15, sau la nivel rural, 12-12, dacă clasa are 24 de elevi. Dacă clasa are 20, nu va fi posibil. Mai nou, discurțire. regulamentul permite să nu fie doar dintr-o clasă, adică să se acumuleze da, un da. grup din mai multe clase pentru acei suplini acest 12 sau numărul minim. Da, da. Se practică acest lucru. În, mai ales în localitățile rurale, unde clasele sunt foarte mici cu adevărat, unde sunt foarte puțini elevi, este posibil această situație, deși e deja mult mai complicat pentru profesor. Pentru că atunci când ne dorim din tot sufletul o continuitate, noi vrem să vedem un elev integru care a absolvit un curs de religie, să zicem așa. Atunci cursul ăsta de religie el trebuie să-l ia din clasa 5 -a până în clasa 9. Pentru că în clasa 9 noi se putem cere de la acest elev un uh, rezultat. Sau pentru că să nu ni se reproșează nouă profesorilor de religie, că uite, n-ați reușit nimic, n-ați făcut nimica. Păi cum putem să facem ceva cu acest elev când el a învățat în clasa 5, apoi în a 6, a 7 a învățat, apoi a 8 a învățat, apoi a 9 a învățat. Nu poți să, avea, să ai niște așteptări. Atunci când el a parcurs tot cursul de religie, da, la final deja poți să aștepta niște rezultate de la un astfel de elev. Și atunci când, de exemplu, nu sunt numărul de elevi și suntem nevoiți să suplinim din două clase pentru a avea numărul necesar, e destul de problematic pentru că noi nu putem să mergem cu materie, mergem cu materia doar dintr-o clasă, că nu poți să faci două lecții paralel cu aceiași elevi. Cu mult mai complicat deja în situația asta. Ce se întâmplă cu ceilalți elevi care nu-și doresc, sau părinții cărora nu-și doresc ca copilul său să frecventeze această oră de religie? O să vă spun experiența mea, de fapt este și baza legislativă în sensul acesta. În experiența mea, mulțumesc lui Dumnezeu, marea majoritate a elevilor au solicitat de fiecare dată ora de religie. Am doar două sau trei excepții la liceul din Orhei, la Unisiforghibu, unde copiii fac parte din alt cult și unii părinții categoric au fost împotriva. În rest, am la ora de religie, vă spun cu toată sinceritate, inclusiv musulmani, inclusiv membri a cultului baptist sau a altor culte din Republica Moldova și avem o înțelegere foarte bună cu copiii că atunci când lecțiile sunt strict uh, legate de ora de religie, uh, li se permit, strict legate cer scos, de ortodoxie, uh, le permit ca ei să se pregătească pentru celelalte ore. Iar atunci când temele sunt comune și sunt de interes comun, ca exemplu teme biblice, să zicem că am învățat astăzi pilda semănătorului, da? uh, evident că e pildă care este pe interesul tuturor și nu ține absolut deloc de o religie sau de alta. La fel e și de actuală, și ieri și azi și întotdeauna această pildă. Și atunci e evident că sunt implicați toți elevii în oră, fără a atinge o anumită ramură, adică fie cultul ortodox, fie cultul baptist, fie altceva. Sunt foarte rare astfel de cazuri, pentru că curicula elaborată de către Biserica Ortodoxă, cu adevărat, a încercat să fie cât mai interconfesională, să nu ating, să nu lezeze drepturile minorităților religioase din Republica Moldova și temele să fie cât mai pe interior. Yes. Dar ares, nu da. întotdeauna, pentru că în 2010 e, da. curicula era elaborată în două variante, din câte da. a, am documentat. Una era pentru cultele creștini ortodoși și romano-catolici, mm -hmm. iar cealalt, cealaltă era pentru creștinismul de rite evanghelic și adventist de ziua șaptea. Și acum este așa. Și acum sunt este două așa, curicule. Da, sunt două curicula și acum este așa, și acolo unde clasele, de exemplu, dacă ar fi o clasă 15 persoane a membrii ai cultului Baptist, evident că acolo se va întemeia o clasă pentru ei fără de nicio problemă. Dar Ce ar fi doi pedagogi diferiți. Ar fi doi pedagogi diferiți, da. Ar fi în astfel de situație. Sau dacă nu s-a întrunit o clasă de ortodoxi în lipsa ortodoxilor, va fi doar o clasă de baptiști. Poate să fie și astfel de situații. Deși, iarăși de nou, repet, în practică, nu trebuie de uitat că mai bine de 90% din populația Republicii Moldova sunt ortodoxi. Acum nu vorbesc practicanți, nepracticanți, merg la biserică sau nu merg la biserică, se roagă sau nu se roagă mare majoritate sunt ortodox. Și mare majoritate conștientizează foarte bine că la ora de religie nu o să-i învețe niciodată preotul ceva rău. Nu o să-i depărteze cumva de părinți. Nu o să-i îndepărteze cumva de țară. Plus la toate, noi la ora de religie nu legăm strict totul legat de religie. Avem teme care sunt legate de viață. Uitați-vă, vă dau câteva exemple. Clasa nouă, în clasa nouă noi avem teme legate de bolile sexual-transmisibile. Noi avem teme legate de tine și de viața intimă. Găsesc de cuvint că este foarte actual să le vorbim tinerilor despre concepția bisericii ortodoxe asupra acestei probleme. Avem teme legate de familie și necesitatea păstrării valorii familiei. Avem teme legate, ca exemplu, de vrăjătorii farmice și tot ce e legat, toate prostiile acestea, pentru ca să-i ancorăm pe tineri în adevăr. Să nu îi lăsăm duși în eroare de niște non-valori. Și a, a, ora de religie nu se leagă strict numai de relația noastră cu Dumnezeu. Se leagă și de relația mea cu semenul, și de relația mea cu țara din care fac parte. Acum, cu toată sinceritatea, mie îmi lipsesc lecțiile de patriotism care erau cândva. Uniunea Sovietică punea mare accent pe chestia dată. Ori noi astăzi am cam pierdut aceste teme. Ora de religie vine să suplinească acest minus. Moralitatea. Dar, dar, totuși evident că la școală ai învățat și cele 10 porunci. Da, sigur că da. Și cum le explicăm tuturor că Dumnezeu e unul singur dacă și totodată încercăm să respectăm și celelalte minorități? Foarte simplu. Deci noi toți tuturor le spunem că Dumnezeu este unul. Și haideți să o luăm în felul următor. Marea majoritatea cultelor din Republica Moldova sunt și ei creștini. Orice creștin care pretinde că este creștin, crede că Dumnezeu este unul. Noi suntem cu toții monoteiști politeiști sunt, ca exemplu, budiștii sau hindușii. Ori în Republica Moldova, cred că poate 0,0001% ar fi budiști sau hinduși. În rest, toți sunt monoteiști, cred în existența unui singur Dumnezeu. Deci, se leagă cu valorile tuturor această învățătură. Încă un lucru foarte important, apropo despre importanța orei de religie, în toată Europa spre de ora. În statele țării europene sunt două excepții, Slovenia și Franța, unde ora de religie nu se predă. În rest, se predă absolut în toate țările și toate țările o văd absolut importantă și nelipsită din curicula lor această oră. Modalitatea în care se face, că e obligatorie sau că e opțională, că se notează sau nu se notează, că e achetată de stat sau că e predată de profesorii laici, sau... sunt alte întrebări. Dar marea majoritate sunt creștini, ortod... -ă, marea majoritate au oră de religie în, inclusă în curicula lor. O da, dar această regulă totuși, nu știu, mi se pare... E obligatoriu să suplinească acel număr, acel număr 12-15. De obicei, minoritatea sunt 2-3 elevi care au un alt cult. Cum facem cu ei? Încercăm pe părinți să convingem, să-i dea cu toții, nu, ca da. să evite acele lecții, cum a spus că aveți și musulmani în clasă și le permiteți să nu vină la acele lecții unde vorbiți. Nu, nu, devenit ei nu pot să nu vină la lecție sub forma securității elevului. Adică în astfel de situații se aplică următoarea metodă: sau tinerii ora aceasta se află în biblioteca instituției, ca să fie sub supraveghere bibliotecarului sau acești tineri stau cu în clasă și își fac temele pentru celelalte ore sau dacă găsesc că e interesant ceea ce e ce, și e util pentru ei, atunci sunt și ei atenți la oră. Noi nu putem să-i lăsăm fără de supraveghere. Totuși copilul este în atenția școlii, este în grija școlii pentru această perioadă de timp și noi, pentru noi este foarte important. Acum numărul de elevi, de ce s-a mers așa? Erați unamentul achitării, pentru că profesorul trebuie achitat. Și atunci când este un număr mic de elevi, bugetul școlii, instituției are cumva de suferit în această situație. Și pentru ca să nu apară astfel de probleme, apare comasarea claselor dacă e necesar pentru ca să fie mai mulți elevi la ora de religie sau alte modalități care se aplică conform legislației Republicii Moldova. Dar de nu că... poate fi bugetul o scuză de a nu creau o lecție și pentru acei copii Noi vedem închiderea școlilor și bugetul este o scuză, noi vedem închiderea universităților și bugetul este o scuză. În astfel de cazuri, cum respectăm noi acele minorități? Cum noi susținem toleranța religioasă? În astfel de cazuri nu se respectă nici, nici drepturile majorității, dacă e să fim cu, toat, cu, toată sinceritatea în sensul acesta. Deci în astfel de situații nici majoritatea nu se respectă pentru că nu au ora de religie deloc în cazul în care, în cazul în care sunt șapte-opt elevi, opționalul poate fi exclus de tot. Deci noi avem uh, situația la Lucășeuca, unde clasa 7-8 a a, a sunt, sunt un număr foarte mic de elevi. Și predăm la ambele clase, dar dacă ar merge, am merge pe ideea să predăm numai la cei care sunt uh, 12 și mai mulți, atunci noi nu trebuie să predăm nici la unul și nici la cealaltă. Noi am comasat pe ambele clase și mergem cu ambele clase împreună și le predăm la ambele clase. Și în felul acesta câștigă și o clasă, și cealaltă clasă, ora de religie. Cu toate că nu se reușește, de altfel, niciun opțional, nu cu opțional o religie. În general, nicio oră opțională nu ar putea să aibă copiii aceștia. Cum explică pedagogii acea absență a unor elevi din clasă respectând aceasta sau susținând această toleranță religioasă? Sau dacă explică pedagogii sau lasă tot pe umerii. Copiilor de a se lămuri între ei, a părinților și așa mai departe, a dirigintelui. Nu, nu vreau, vreau să vă asigur, cel puțin în situația în care sunt eu, nu, nu avem problemă cu absenteismul de la ora de religie. Copiilor le este foarte interesant. Acum, poate că e cumva nu prea bine și nu prea frumos ca eu să încerc să vorbesc despre asta, și ar fi trebuit intervievați copiii dacă le place sau nu ora de religie. Dar vreau să vă spun că Eu mă nici refer la acei copii a, că, că, a căror părinți nici nu i-au înscris la curs. <sus> nu că au absentat astăzi, dar că nu sunt prezenți la curs pentru că nu sunt înscriși. Au un alt cult. Noi, Ce încercăm, face? noi încercăm în cel mai democratic mod să discutăm cu astfel de situații. Încercăm să le explicăm părinților că nu încearcă nimeni în doctrinarea elevului. Încercăm să le explicăm că nu îi pune nimeni acolo la făcut metanii în clasă și nici nu îi măcar nu îi obligă nimeni pe acești elevi ca ei să fie practicanți a cultului în cauză. Eu le dădeam la elevi cel mai simplu elev, e, 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 cel mai simplu exemplu, îmi cer scuze. Iată, chiar dacă tu nu ești creștin ortodox practicant, poate că tu în genere ești ateist la momentul dat. Uite, tu participi la ora de religie, pentru tine este interesant cel puțin ca o istorie. Măi, o să pleci peste hotare și o să ajungi în Franța. Franța, Europa este multireligioasă, multiculturală, etc. Și o să te întrebe, de unde din Moldova? Dar voi acolo, Moldova, în cine credeți? Și o să stai și o să i privești și ai zis, da, nici n-am nici cea mai mică idee. Și atunci, tu ești cel care suferi reputația ta, numele tău. Participând la ora de religie, tu cel puțin să ai niște cunoștințe generale despre religia care este majoritar în Republica Moldova. Ce fac ortodoxii? Cine sunt ei? În cine cred ei? Și aici apare întrebarea banală pe care mulți au adresat-o, mai ales după această decizie. De ce nu există o oră a istoriei religiilor? Istoria religiilor? Și cu ce o să iasă elevo după oră de istoria religiilor? Cu informația pe care Cum tocmai ați spus-o. Vor fi... ști în ce țară, ce religie, religie predomină, care sunt, cine și în ce crede. Nu vă pare că va fi un cocktail în capul elevilor și un amestec așa încât la urmă nu se vor putea înțelege ce cred ortodoxi și ce cred musulmani și ce cred budiștii? Mă tem că da. Uitați-vă, noi avem în curicula pentru clasa 10 12-a, chiar în curicula ortodoxă, religiile lumii. Unde noi învățăm și despre hinduism, și despre budism, și despre islam. În ce cred acești oameni? acolo tânărul deja poate face diferența. Când vorbim despre copilul de clasa 5 -a, se i dai o istorie că, uite, eu au crezut să închină la copaci, iar ceilalți la soare, iar poporul nostru getodax a închinat lui Zamorxis, iar ceilalți venera și nu mai știu cine. Nu vă pare că la un moment dat copilul ăsta zic, măi, stai puțin, că Un moment. Al doilea pericol, iminent în sensul ăsta, ortodoxia este pusă alături de multele culte și religii care au existat. Și atunci copilul o să primească Ortodoxie nu ca pe a mea, dar ca pe una dintre. E foarte periculos. E foarte important ca mai întâi copilul să-și cunoască originile sale, credința sa, identitatea sa, iar după ce el și-a cunoscut identitatea sa, să vadă ce mai cred și ceilalți. În momentul în care tu de mic copil e băgat în cap că sunt zeci de religii și le primește pe toate ca pe niște mituri, ca pe niște povești, mă tem că există riscul ca și ortodoxie să o primească ca pe un mit și ca pe o poveste și nu ca pe un adevăr. Înainte de asta, ați spus că nu vedeți nimic rău să vină niște copii de ce cred într-un cu alt cult, sunt din alt cult, să vină la o oră de religie ortodoxă. Cu siguranță nu vor învăța nimic rău acolo. Uh -huh. Tocmai ați spus asta. Da. da. Uh, și dacă ar fi inversul, ar merge un copil uh, ce crede în ortodoxie uh, la o lecție de religie musulmană, la un grup de ateiști. Uh, Ați crede la fel? Ați susține la fel? Copiii noștri merg. Fiți vă rog frumos atenți că tocmai ziceam și altceva. Despre faptul că în toată Europa ora de religie se predă. Ori, Republica Moldova astăzi jumătate e în afara țării. Copiii noștri învață în școlile din Italia, în școlile din Germania, învață în diferite școli și copiii noștri fac acolo ora de religie. Învață ora de religie. Și ceea ce m-a bucurat enorm de mult, apropo de la câțiva copii pe care i-am auzit, n-a încercat nici acolo, nici un preot romano catolic să zicem așa, să-i îndoctrineze pe copiii noștri. Ele vorbesc doar despre ce înseamnă romano catolicismul fără a-i obliga ca ei să practice acest cult. Lucrul acesta se întâmplă cu copiii noștri. Ei vin și mărturisesc lucrul acesta, mai ales copiii pe care i am învățat cândva ora de religie, și acum sunt plecați peste hotare, ei vin și să împărtășesc cu experiența lor. Și îmi spun că de obicei, de cele mai desori, ori, nu am auzit de fapt niciodată, ca să aibă o altă atitudine, de exemplu, o atitudine ostilă față de ei, să se uite la ei, Pă, voi ortodoxi sunteți niște rătăciți. N-a fost așa ceva. Nici de cum. Și noi încercăm să facem exact același lucru aici în raport cu copiii care vin din alte culte. Păi, nu avem treabă să te... Dar uite, este ortodoxia. Nu ai vrea să știi în ce cred ăștia. Uite, pentru tine, pentru cunoștințele tale generale. Uite, Ștefan cel Mare a fost ortodox. Mircea cel Bătrân a fost ortodox. Toți și noștri au fost ortodoxi. Ce e cu această ortodoxie și cu această credință? Dacă nu la nivelul de trăire, cel puțin la nivelul de cunoaștere. Ar fi frumos pentru ei ca să cunoască religia noastră. Și iarăși invers, să cunoască și celelalte De ce religi? nu? Dar la, la nivelul când deja copilul poate face deosebirea și poate foarte bine să le așeze. Adică, ținând cont de particularitățile de vârstă. Cum credeți, cât de mult este decizia aceasta luată, inclusiv și de copii, sau doar de părinți? În clasele voastre, părinții discută, sunteți convinși de această chestie că copiii, părinții discută cu copiii săi, vrei să mergi la ora de religie sau nu? Sau scriu cererea fără nici măcar de a întreba copilul? Eu nu pot nega că poate să existe o anumită doză de e, influență fie din partea părinților asupra copiilor, fie din partea copiilor asupra părinților. De ce zic din partea copiilor asupra părinților? Pentru că dacă eu au făcut măcar un an ora de religie și au văzut că la ora de religie, uite, cu adevărat, nu ești impus să faci niște lucruri, dar pur și simplu savurezi și acum chiar o spun ca o mărturisire din partea elevilor mei, aveau ora de chimie, după aceasta religie, după asta matematica. Știți, era ca o ca un respiro între două materii care sunt mai complicate, mai grele, ora de religie vine pentru dâns ca un respiro, unde ei cu adevărat se simt liberi, unde noi îi constrângem cu note ca paranteză, îmi place mult că ora de religie nu se notează. Nu aș fi vrut niciodată să mă duc acasă cu un doi la religie pentru că n-am învățat rugăciunea cu tare. Deci ora de religie nu se notează, temele pentru acasă se dau, dar iarăși din nou nu este copilul nici într-un fel pedepsit dacă el nu le face. Și atunci când ajungi la început de an, și vezi că ai un teanc de cereri din partea copiilor pentru că ei vor ora de religie, cred că pentru profesorul de religie asta este cel mai mare cadou. Nu ai nevoie de notele lor, nu ai nevoie de nimica. Când îl vezi pe copilaș că el merge pe drum, ajunge pe lângă o troiță, pe lângă o răstignire și își face cruce, pentru mine este, este cel mai mare cadou care poate să existe. Înseamnă că ora nu a trecut în ză, dar pe lângă el. Să predea acest obiect, poate nu doar un preot, da, dar și da. un profesor. Cel puțin în 2017 erau și profesori de limbă română, istorie. Acum e la fel. E la fel și e foarte bine Se să. Se face așa. cu permisiunea preotului? Eu, până astăzi, rămân adept a ideii că ora de religie nu trebuie să fie predată strict de către preoți. Mai mult ca atât, dacă preotul nu are tactul pedagogic, Chiar e, și nu există alte cadre competente, poate că chiar cel mai bine este ca în genere să nu se predea ora oră de religie. Pentru că există marele pericol ca copilul, având parte de o oră de religie de calitate proastă, să nu-și mai dorească niciodată ora de religie. Și instituția, la fel, direcția școlii, având o experiență proastă, se poate ajunge la riscul că ei să nu vrei ora de religie în genere în școală, pentru că, vedeți, fostul profesor nu a, fost, nu a avut o atitudine corectă față de această oră. De ce eu cred și sunt convins că ora trebuie să fie predată doar de persoane cu adevărat competente. Noi oferim modulul teologic pentru profesorii laici, adică când zic noi mă refer la Biserica Ortodoxă, o oferim modulul teologic pentru profesorii laici, iar pentru preoți modulul psihopedagogic, așa încât în fața elevului să ajungă de cele mai desori cu adevărat o persoană competentă, care iubește pe măria sa copilul și care cu adevărat îi dorește binele. Când s-a luat o astfel de decizie de Curtea Constituțională de România ca părinții să scrie o cerere au fost foarte indignați o mare parte dintre români. De ce părintele trebuie, părinții copiilor da, trebuie da, să da. scrie acea cerere? De ce nu e automat la noi? Însă spuneți că de această decizie v-ați bucurat. Acolo era frica de a nu scădea, pentru că cumva părinții nu sunt atât, nu toți sunt atât de responsabili să meargă să scrie acea cerere la timp și cumva să, din cauza asta multe grupe nu se pot crea. Da. E... Pentru mine în momentul acela, este 2015, a da. fost, pentru mine a fost un moment culminant. A fost ca un fel de triunf al ortodoxiei. A fost momentul în care s-a văzut că cu toată încercarea de laicizare a statului și a școlii, Dumnezeu se vrea în școală, adică de către copii. Dumnezeu este binevenit în școală. Și mă doare foarte mult când cineva încearcă să le exileze pe Dumnezeu doar între pereții bisericii, uitând că toată lumea este creația și opera lui Dumnezeu. Eu ziceam altceva. Nu, nu, sunt mulțumit sau tare fericit de la cei că noi în fiecare an suntem cumva datori să facem această cerere. Rămân în continuare de părere că această cerere trebuie depusă la începutul ciclului primar, ca exemplu, clasa 1-a, 4 -a, de către părinți, la începutul ciclului gimnazial la 5 a 9 -a de către elevi și să nu fie repetată în fiecare an pentru că, repet, dispare acel acea, acel lans în urma căruia noi așteptăm niște rezultate. Aș fi de părere că ar trebui la ciclul primar și la ciclul gimnazial de depus câte o cerere și atât tot. Dar, repet, legislativ nu este posibil la moment, trebuie de făcut schimbare de legislație. Dar așa cred că ar fi cel mai corect și cel mai bine pentru noi. Eram bucuros de faptul că ora e opțională și nu se notează, iată, asta îmi creează plăcerea. Eu sper din tot sufletul și din toată inima că noi în continuare vom putea veni cu cadre competente în fața elevului și am cât să fie interesat de această oră. De fapt, cererea de solicitare momentan este scrisă sau rescrisă în clasa 1, a 5 -a și a 10. -a. Așa ar trebui să fie, dar nu este așa. În practică, în fiecare lună mai, se solicită cereri. Asta citeți că în regulamentul e elaborat de cabinetul metodic al metropolei Chișinău și noi și mult. Deci nu, e fie, nu este respectat. Nu este respectat și este un regulament al nostru al metropolei, când ne lovim cu legislația Republicii Moldova, codul educației și toate celelalte documente, acolo ni se cere în fiecare sfârșit de an de învățământ luna mai, cere din partea elevilor de la clasele care continuă, de la clasele de exemplu întâia, a 10-a, a 5-a, la început de septembrie, atunci când se formează clasele, de fapt. Nu sunt speriați copiii copiii la orele de religie? Și mai exact, de iad, păcat, rău, moarte? De cele mai deseori, frica părinților constă în asta, să nu fie speriat copilul. Mai multă dragoste și căldură decât în cadrul orei de religie nu poate fi nicăieri. Vă spun asta cu toată sinceritatea. Biserica Ortodoxă, încearcă să le vorbească copiilor cât mai mult despre cât de mult ne iubește Tatăl nostru cel ceresc. Și este cea mai mare prostie ca să încercăm să-l speriem pe copil cu iadul. Noi trebuie, dar nu doar copilul, chiar și noi maturii, trebuie să ajungem la dragostea față de Dumnezeu și să-L iubim pe Dumnezeu pentru că El este Tată și nu să-L iubim pe Dumnezeu din frica iadului. E cea mai proastă abordare să încerci să-l motivezi pe copil să creadă în Dumnezeu, că de altfel merge în iad. Eu cred că de mult și nimeni nu mai are această abordare, mă refer la profesorii care predau ora de religie, nu mai au această abordare și n-ar trebui să aibă această abordare. Fiecare trebuie să înțeleagă ora de religie, iar și de nou, dacă să vă dau câteva exemple de subiecte, noi vorbim despre virtuți. Despre credință, despre nădejde, despre dragoste. Noi, la ora de religie, vorbim despre zilele creației, cum a creat Dumnezeu cerul și pământul și toată lumea care ne înconjoară. Noi, vorbim la ora de religie despre biserică, ca casa lui Dumnezeu, dar totodată biserica din sufletul fiecăruia dintre noi. Ca oamenii să înțeleagă că biserica nu este doar clădirea, suntem noi, comunitatea vie. Ora de religie vine ca să punem niște lucruri la locul lor, în conștiința fiecărui dintre noi. Și atunci când zicem rugăciunea, să o facem conștient și să vorbim foarte clar cu o persoană care există cu adevărat, care e alături de noi, care ne ascultă, care ne dă răspuns la cererile noastre și nici de cum nu vorbim cu o persoană mitologică care a existat sau care n-a existat în genere. Încercăm să-l ajutăm pe copil să aibă o relație vie cu Dumnezeu dar nici de cum nu îl impunem la ceva și nu îl constrângem la ceva. O ultima întrebare, suntem în luna august, părinții da. mai au voie chiar și acum în august, nu numai doar, să scrie acea cerere și să creeze aceste ore? Acum, eu trebuie să fiu foarte sincer, noi am avut diferite cazuri în istoria noastră și în activitatea noastră. Am avut cazuri când au fost numărul de cereri din partea părinților sau a elevilor și ora de religie a fost refuzată. Am avut cazuri când nu am avut cereri din partea elevilor și părinților. Ora de religie a fost oferită elevilor, elevii au fost mulțumiți și s-a găsit continuitate. Trebuie să fim sinceri că până astăzi, în mare parte, noi suntem cu care cumva la mila direcției și directorilor de școală. De aceea, astăzi, dacă îmi permiteți, vreau să fac un apel și către managerii de instituții și rog din tot sufletul și din toată inima să ne dea voie, să ne permită să fim alături de elevi, pentru că nu ne dorim salariul profesorului, nu ne dorim impunerea noastră, ne dorim să creștem o generație cu valori. Și cred, sunt sigur, că ora de religie îl poate ajuta pe elev ca să crească o adevărată valoare pentru neamul nostru. Sperăm că în fiecare școală, managerii de care tocmai ați pomenit, informează părinții că au această opțiune, exact. că elevii pot să-și să aibă și o astfel de lecție opțională orare. Să-l dea Dumnezeu așa să fie. Vă mulțumesc mult, părinte. Cu siguranță copiii au dreptul la educație, inclusiv cea religioasă. Tot ce își doresc o mare parte dintre părinții acestora este ca cei care le predau acest obiect să fie calificați în a o face, să se susțină toleranța religioasă și să nu existe discriminare și, evident, ca niciun copil să nu fie speriat de religie. Acestea fiind spuse, ne luăm rămas bun de la voi, ne auzim și săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Descoperă Ortodoxia. Toate cele bune! Descoperă ortodoxia cu părintele Iulian Rață.